purpură henoș și online, cea mai grea perioadă din viața mea. Despre asta o să-ți povestesc în următoarele minute, draga mea. Despre boala autoimună ce o am, despre problema mea de sănătate, despre cum am căutat și cât timp disperată am căutat un medic sau un tratament. Prin acest videovlog vreau să ajung la cât mai multă lume care are această problemă de sănătate și nu găsește medic sau tratament potrivit. Eu am descoperit și vreau să ajut și pe restul. Am amânat acest vlog de 5 ani de zile pentru că mi-era foarte greu să fac public despre problema mea de sănătate. Acum o să încep să-ți povestesc. În 1 decembrie 2015, la ora 18, am realizat, aproximativ ora 18, am realizat că am niște pete roșii pe picioare. Povestea în detaliu este mult mai lungă, dar nu vreau să te plictisesc. Am stat câteva zile așa, m-am tot dat cu creme, am mers la farmacie, am început să iau ceva pastiluțe, pentru că am considerat că este o alergie. Nu a fost așa. Am realizat în acele câteva zile că de fapt eu aveam dureri și simptome, ca probleme de sănătate fiind, încă din luna octombrie-noiembrie inclusiv. În data de 5 decembrie, seara, am avut o programare, o rezervare mai bine zis, la un restaurant să ies în oraș cu soțul meu, pe atunci iubit. Nu am putut, am anulat, pentru că în momentul în care m-am ridicat de pe scaunul de la coafor, să merg acasă să mă machiez și să mă aranjez să ies în oraș, nu am putut. Direct din salon am mers la urgențe. Am fost internată după ce am fost plimbată ore în șir de la un medic la altul. Am auzit apeluri convorbit telefonice. Eu nu o internez, internați-o acolo. Eu nu o primesc, luați-o la voi. Nu știu ce are. Într-un final am fost internată timp de 3 zile. În aceste 3 zile în care am stat în pat, petele mele roșii de pe picioare s-au retras, adică vasculita, purpura. Nimeni nu a știut ce am, încă nu mi se pusese chiar un diagnostic exact. M-am externat pe propria mea semnătură, pentru că era data de 10-11 decembrie, cum să-mi las eu clientele mele dragi. Am ieșit din spital cu antibiotice puternice pe propria semnătură că o să-mi fac tratamentul în continuare. Bineînțeles, după prima programare făcută în salon, am realizat că petele mele pe picioare au ieșit din nou. În acea seară nu am ajuns acasă, am ajuns din nou la urgențe. M-au internat iarăși, cu chiu cu vai, certându-mă foarte mulți medici și asistente, cum că sunt nebună, cum de am ieșit pe propria semnătură cu așa ceva, nici măcar neștiind ce am, cum de m-au lăsat și așa mai departe. Din acea dată am stat internată fix până în data de 30 decembrie într-un spital din Bistrița Năsăud, timp în care am fost plimbată de la unul la altul și în data de 21 chiar operată de urgență, după ce am semnat și acolo că refuz operația. Dacă refuzam în continuare, bine era, căci rost n-a avut, ei neștiind să-mi pună încă un diagnostic clar. De fapt, simptomele, durerea mea abdominală a fost una dintre simptomele purpurei, vasculitei, purpura henoșonline, care o am și în această zi, această boală autoimună. Am fost internată. În data de 25 decembrie aveam planificată starea civilă. Foarte multe rude din colțuri ale țării trebuiau să vină, o parte dintre ele au și venit, socrii mei din Hunedoara, și m-au găsit pe patul de spital, plânsă și nenorocită, neputând să mă mișc. Am fost sunată de la primărie, cum că ați întârziat, nu ajungeți? Plângând le-am spus, sunt operată de 3 zile, îmi pare rău. În data de 30 decembrie am ieșit curată pe picioare din acel spital, timp în care, spre uimirea și fericirea mea, aveam un TV în salon și vedeam tot felul de bunătăți la televizor. Nu aveam voie să mănânc nimic, clar, aveam regim.
Nu, niciodată că asistenta mi-a zis, acum ești bine, nu te apuca și dănțui acasă. Am zis, nu, nici nu vreau să dansez, stau într-un pat cu minte și mă uit la TV, la filme, fericită că sunt sănătoasă. Da, de unde? Eu locuiesc la etajul 5 și am urcat scările singură. În câteva minute am fost roșie pe picioare, așa cum vezi tu acum bluza neagră, am fost roșie complet. Plângând, la telefon se certa mama cu iubitul meu, unde o ducem? La Mureș sau la Cluj? Am zbierat și pur și simplu le-am zis, nu contează unde, numai duceți-mă că eu mor, eu nu știu cât mai trăiesc. S-au decis și cum banii fac totul în lume, din păcate, a mers mama în 31 decembrie la medicul de familie, care era în orașul ei, adică Beclea, nu în Bistrița, unde locuiesc eu, cu 50 de lei, ultimii bănuți avuți pe un card, și a spus domnului doctor de familie, faceți cumva și internați-o, dați-mi un bilet de trimitere să o internăm undeva în Cluj. Nu pot, nu pot, doamnă, nu pot, doamnă. A mers mama și a împrumutat încă 50 de lei și a mers înapoi cu total 100 de lei. Și s-a făcut biletul de trimitere. În aceeași zi am luat o mașinuță pe cineva plătit să mă ducă până în Cluj. Am ajuns acolo, spitalul gol, toată lumea era în concediu, toată lumea mergea undeva la munte să fie fericită, să fie liniștită de sărbători cu ai lor, de Revelion mai exact. M-au internat, fără să știe ce am, au început să-mi fac analize, să-mi ia sânge, după ce eu nu mai aveam loc, pur și simplu, de unde să-mi ia sânge. Toate erau învânătate pe mâini, pe picioare, pur și simplu, cu un ac de bebe, dintre degetele de la mâna stângă, nu-i niciodată de aici, mi-au luat sânge ca să-mi fac analize. Au început să-mi dea antibiotice tari. Ca abia undeva în 5-6 ianuarie, când se întorc medicii la muncă, să se ia amploare asupra mea. Undeva în data de 10 decembrie s-a descoperit undeva la 90% că am purpură Henoch Schönlein. A venit domnul doctor, un doctor nu nici acum, cu părul alb și cu o mustață și privindu-mă de sus, pentru că era foarte înalt, iar eu pe un scaun, pe un pat de spital, stând, l-am privit așa și mi-a spus, fetițo, am aflat ce ai, stai liniștită. Undeva în 2 ani de zile o să treacă de la sine. Am început să plâng și l-am prins de halat, era halatul desfăcut și l-am prins cu ambele mâini și am spus, domnule doctor, noastră realizați? 2 ani să stau așa, eu nu știu ce am, nu știu cum mă tratez, cum mă vindec, cât mai trăiesc, mor, ce se întâmplă cu mine? Și mi-a zis, fetițo, pisicuțo, așa îmi spunea domnul doctor, pisicuțo, ai răbdare, Dumnezeu face minuni și îți garantez că în 2 ani te faci bine. Am început să plâng, oricum am plâns în acel spital, poate unii dintre voi știți cum este Spitalul CFR din Cluj. Am stat internată 2 săptămâni într-o cameră în care nu aveam wifi, nu aveam televizor și culmea, nici datele mobile nu mi-au mers pe telefon în acea perioadă. Așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut să-mi dea. Am dus. Ultimele 6 zile din spitalizare, căci m-au externat în 14 ianuarie, fix de ziua soțului meu, le-am stat într-o cameră în care aveam un geam mai mic decât geamul de la baie. Toată ziua trebuia să stau cu becul aprins. A fost un calvar. Un calvar. Am ieșit din spital fericită că sunt bine. Din nou picioarele mele erau curate pentru că stăteam întins în pat toată ziua. Am venit acasă și pentru că 2 ore am stat pe scaun în mașină, când am ajuns acasă, aveam din nou pete. Au urmat 6 luni de tratament cu niște pastiluțe, am uitat cum se numesc, dar care pot să-ți spun că după 6 luni, aceste 2 degete nu mi le puteam mișca câteva ore bune de la trezire dimineața. Mergeam tot la 1 săptămână, 2, chiar 3, la Cluj, ca un medic să mă vadă pe hol, ridicând un picioarele, pantalonii de pe picioare, scuze, și să-mi spună,
te vindeci în vreo 2 ani. Mergeam cu autobuzul și veneam cu autobuzul. Nu-i niciodată, era schimbul 3, soțul meu, adică lucra de noapte și mi-a zis dimineața, sună-mă când ajungi, sună-mă apoi să-mi spui ce ți-au zis și sună-mă când pornești. Nu l-am sunat să-i spun nimic, pentru că era obosit de atâtea luni. Nu dormea, nu se odihnea bine, mă îngrija non-stop pe mine. Inclusiv baie mi-a făcut. Nu știu dacă poți să crezi. Pentru că am slăbit după operație 10 kg brusc și dintr-o dată și plângeam în vană că nu puteam să stau pe picioare și el a râs. Și a zis, ce vrei, ți-ai dorit să slăbești, acum fii fericită. Și am zis, dar nu așa, să nu mă pot ține pe picioare, nu asta mi-am dorit. Și mi-a pus un prosop și m-am pus în fund și așa m-a spălat. În fine, am venit acasă de la Cluj, revin. Am venit acasă de la Cluj și s-a trezit și mi-a zis, păi cum? Ne-am înțeles că mă suni și am zis, nu, nu, n-am vrut să te deranjez. Știu că oricum ai adormit greu. Și m-am pus în fund pe blatul de bucătărie. Știu că e o poziție sexuală frumoasă, dar asta am simțit. Și între picioarele mele l-am cuprins și atât am plâns din tot sufletul meu. Deși toate prietenele mele mi-au spus, nu mai plânge și nu-l mai tortura, o să-l pierzi și pe el. Un bărbat nu vrea să vină acasă de la muncă ca să plângă soția lui non-stop. Ridică-te, ia-ți forță și lasă-l să trăiască. Mi-a spus că merge să doarmă, să încerce să doarmă din nou și mi-a zis să fiu cu minte. Eu m-am dus în mansardă. Noi locuim la etajul 5 și mansarda clar la 6. Sincer, m-am uitat în jos și m-a sunat mama și mi-a zis ce faci. Bineînțeles că nu m-am putut abține să nu-i spun ce fac sau ce gândesc. Îți poți imagina? Și mi-a zis mama, hai că mai căutăm medici. De vreo 2 luni de zile nu mai intrasem pe internet să caut, pentru că toată lumea spunea nu mai căuta, cum să găsești prostii. Într-adevăr, pe internet găseam doar răspunsuri că nu se mai vindecă niciodată, sau în 2 ani sau peste 2 ani. Am intrat din nou pe internet după o oră de vorbit la mama, cu mama la telefon, timp în care aveam un telefon Samsung S4. Tot timpul mi era încărcat pentru că nu avea baterie. Se slăbise deja la cât vorbisem la telefon cu toate prietenele mele bune și mama. Am căutat pe internet și am găsit un text lung în care nu-i niciodată cum scria doctorul Ruștionel din orașul și înainte să văd orașul, am previzualizat în mintea mea Timișoara, București, Iași, altă țară, orice ar fi, eu fac cumva și ajung la el. Când am văzut Bistrița, Liniuță, Năsăud, am recitit încă o dată, pentru că numele Ruștii mi s-a părut greu de citit, greu de înțeles și am zis, măi, poate n-am înțeles eu bine, hai că mai citesc încă o dată rândul ăsta. Și scria așa, doctorul Ruști Ionel de la clinica Alteo din Bistrița Năsăud. Da, era ora 16 și ceva. Am ieșit din start de pe Google. Gândește-te, draga mea urmăritoare, eu nu pot să fac unghiuțe fără să am muzică în incintă, în spațiul în care lucrez. Toată ziua auzeam reclamă la radio despre clinica Alteo. Toată ziua, non-stop. Am pus mâna pe telefon, am sunat. A fost prima dată când am vorbit cu o asistentă, adică asistenta de la recepție, probabil, să-i spun așa, de la clinică, care nu m-a întrebat, doamnă, ce e aia purpură Henoș Online, care a știut din start despre ce-i vorbesc. Și a zis, era joi, ora 16, aproape că era gata programul, și a zis, haideți săptămâna viitoare, joi, la ora, nu mai știu care. Și am spus, doamnă,
Acum m-a convins mama să nu mă arunc de pe bloc de la etajul 6. Credeți că mai rezist până joi? A zis, bine, haideți luni dimineața la ora 8, în timp ce își bea domnul doctor cafeaua, vă consultă. Zis și făcut. M-am gândit uneori să-i sugerez domnului doctor să facă poze pacienților la prima consultație, cum arată, la față, și peste 2 ani. Asta pentru că am mers la domnul doctor într-un hal fără de hal și, într-adevăr, după primele 8 luni de zile, am văzut primele rezultate. Eu am mers la domnul doctor în data de 24 mai 2016. După puține analize, nu multe, cum am făcut de obicei la Cluj, domnul doctor mi-a spus: nu mai mănânci sărat, nu mai mănânci carne de porc, nu mai mănânci carne de pui și mănânci totul bio. Ouă, brânză, lapte, smântână, carne, totul bio. Bine, nu mi s-a părut greu deloc. Nici sărat, nici piperat, nici condimentat. Am zis, bine, asta este accept. În data de 25 mai aveam starea civilă. Prăjituri, mâncare bună. După ce am venit la starea civilă, nașul meu m-a întrebat: de ce ai supărat, Ionela? Cu lacrimi pe față i-am spus: mi-e foame. Nu mi era nici poftă. Am renunțat la pofta de prăjituri, care sunt viața mea, și dulciurile. Mie mi-era foame. Nu știam ce să mănânc, n-aveam mâncare bio. Mie mi-era foame. Și el a râs, zice: regret că te-ai căsătorit. Și am zis: nu, mie mi-e foame. Undeva de Crăciun, cu un regim alimentar de genul ăsta, am putut să port rochiță cu ciorapi negri, pentru că petele mele au cam dispărut. Și da, am mâncat și puțin, ilegal să-i spun așa, am mâncat dulciuri. Iar după Crăciun, sau în câteva zile, mi-au apărut și pete mari, pentru că, da, se cunoscuse că am mâncat ce nu trebuie. Am continuat tratamentul la acest doctor, uitând să spun că în primele luni, atunci în mai, am mers și săptămânal la el. Destul de mulți bănișori cheltuiți, o perioadă lungă de timp mi-am păstrat bonurile fiscale de la dânsul, ca să calculez câți bani m-a costat să-mi recapăt sănătatea și să știu câți bani am cheltuit ca să o pierd. Pentru că am muncit foarte multe ore, nu am mâncat sănătos și la timp și nu m-am odihnit suficient. Am avut imunitatea scăzută și am avut și o depresie. Din această cauză, spune domnul doctor Ruștionel că eu m-am îmbolnăvit. Draga mea urmăritoare, sper că nu te-am plictisit cu acest vlog, sper că nu te deranjează lacrimile mele. Intenția mea este să ajung la cât mai multă lume cu această problemă de sănătate purpură, henoș-online sau purpură sau vasculită. Iar dacă tu mă iubești și mă cunoști de câțiva ani, asta pentru că am 50.000 de urmăritori, chiar peste, sper ca măcar 10.000 să vadă acest vlog și tu, oricând ai vedea acest vlog, că e în 2021, că e în 2025, că e în 2030, să distribui acest vlog sau să spui celor apropiați, dacă cunoști pe cineva cu această problemă de sănătate, despre remediul, tratamentul, medicul, rezolvarea mea, ca să ajungă aici, să-și rezolve problema de sănătate. Te rog din suflet să distribui. Sper să nu mă înțelegi greșit, nu pentru urmăritori, nu pentru rating, pentru evoluție, creșterea canalului, ci să mă înțelegi căci din suflet fac asta pentru cei ce încă nu și-au găsit tratament. Îți mulțumesc și sper că vei face acest lucru. Știu că în continuare voi fi abordată cu foarte multe comentarii, cu foarte multe mesaje. Sunt pregătită și pentru că știu că nu o să fac față, uneori o să vă răspund doar cu emoticoane, cu pupici și inimioare.
pentru că asta simt pentru tine, draga mea urmăritoare. Îți mulțumesc din suflet că mă urmărești, că mi-ești apropiată și că mă susții, pentru că fără tine nu aș fi astăzi ceea ce sunt eu. În continuare, am să îți arăt în următoarele poze și cum arată această purpură nenorocită, această vasculită. Pe acest colțar am trăit momente frumoase și urâte. După cum vezi în poză, am poze pe colțar, am poze pe patul de spital, dar am și poze cu mine mireasă pe acest colțar. Cred că acest colțar trebuie păstrat din mai multe motive. Pe acest colțar am fost mireasă, bolnavă, a trăit bebele meu, bebelina mea, Beatrice. Au fost persoane importante din viața mea. Sunt multe amintiri pe acest colțar, așa că nici nu mai știu ce să spun. Draga mea urmăritoare, ca încheiere, îmi doresc să-ți spun că trebuie să faci orice ca să fii fericită, orice ca să uiți de supărare, de tristețe, să faci orice ca să zâmbești și din contră să nu ai lacrimi pe față. Trebuie să uiți de supărare, trebuie să uiți de depresie. Încearcă să nu ai zi în care să nu zâmbești. Gândește-te că fericirea ta este primordială pentru sănătatea ta. Eu am trecut prin tot ce am trecut și știu cel mai bine. Nu pot să spun că eu sunt fericită zi de zi. Încă mai am depresie, încă mai am supărări, încă mai plâng. Dar știu că trebuie să mă lupt pentru a fi fericită. Căci dacă eu sunt fericită și corpul meu este sănătos, ceea ce gândesc, reflect. Îmi doresc din suflet să-ți fie de folos sfaturile mele. Îți mulțumesc și în încheiere, nu uita să distribui acest vlog, acest video, acest filmuleț lung, care sper că nu te-a plictisit. Și da, de ce nu, dacă ești iubitoare de unghiuțe, să te și abonezi la canalul meu. Îți mulțumesc și te îmbrățișez cu drag. Nu uita să zâmbești.